Numărul șomerilor din Valea Jiului este ridicat, iar cel al locurilor de muncă este limitat. Construcțiile stagnează în această zonă, astfel că și angajările în domeniu sunt stopate. Deci la sfârșitul lunii februarie, în Valea Jiului au fost înregistrați 3679 de șomeri, din care, din păcate, 2798 sunt șomeri neindemnizați. Doar 881 beneficiază și de indemnizație de șomaj. Este un număr relativ scăzut, dar numărul real al șomerilor e mult mai mare. Nu vin să declare că nu au loc de muncă? Nu vin să declare că nu au loc de muncă pentru că nu locurile de muncă pe care noi le deținem sunt destul de puține și nu pot beneficia de indemnizație de șomaj sau de ajutor social și în aceste condiții marea majoritate nu sunt înregistrate în evidențele noastre. Prima bursă a locurilor de muncă va avea loc în luna aprilie. Având în vedere că nu avem foarte multe locuri de muncă, până în momentul de față nu am avut nicio bursă a locurilor de muncă vacante. În general, la nivel național, prima bursă stabilită este în luna aprilie, o bursă generală, iar dacă noi vom avea locuri de muncă vacante cu care să organizăm o bursă la nivel de județ, o vom organiza și o vom anunța din timp. De anul trecut, la nivelul Văii Jiului, nu a mai fost organizată nicio bursă a locurilor de muncă.